Peste 100 de pompieri se luptă cu flăcările care amenință plantația de măslin din Amfisa, una dintre cele mai importante din centrul Greciei. Incendiul a distrus deja 300 de hectare de teren agricol și 900 de hectare de vegetație, precizează purtătorul de cuvânt al pompierilor. Ήταν τεράστιο το μέτωπο, είχε πάνω από 20 χιλιόμετρα που ήταν, να σκεφτούμε από την πλευρά των Δελφών μέχρι... Σήμερα την εποχή να καίγεται ο ελαιώνας που είναι, έχει ιστορία, σπουδάσαμε παιδιά. Έκανε πολλά ελαιόδεντρα, κτήματα, ζώα, στάβλη, πολλά γεωτρήσεις, καταστροφή μεγάλη. Situl arheologic Delphi, aflat la 15 km de Focar, nu este amenințat de flăcări, dar vântul puternic, cu o viteză de 70 de km pe oră, precum și temperaturile caniculare, au dus la extinderea incendiului spre plantația de măslin din Amfisa. Sunt incendii de vegetație în toată Grecia. În estul Peloponezului, un hotel a trebuit să fie evacuat ca măsură de precauție. Serviciul de protecție civilă avertizează că, deși unele incendii sunt sub control, e posibilă apariția de noi focare în zilele următoare pe fondul temperaturilor ridicate și a vântului. Grecia a cerut sprijin preventiv mai multor țări europene, inclusiv România participă. Au ajuns deja în Grecia 28 de pompieri români și 8 autospeciale.